Bună ziua, sunt Ciprian Rusen de la Digital Citizen și în acest clip vom despacheta împreună sistemul Mesh Wi-Fi Linksys Velo. Este vorba de un kit format din două stații, nu trei cum am văzut până acum. Este un kit AC2600 creat pentru apartamente cu până la 3 dormitoare și conexiuni de internet numite de Linksys Basic, și anume conexiuni de internet cu viteze până la 100 megabits pe secundă. Stare curios cum va performa în testele mele, deoarece în România 100 megabits pe secundă e cam puțin. Avem foarte multe conexiuni ieftine cu 300 megabits pe secundă, 500 megabits și chiar 1 gigabit pe secundă. Numele modelului, numele intern să zic așa, este WHW0102, ca să putem separa de alte modele cu același brand Linksys Velo. Haideți să vedem ce e înăuntru cutiei. Bun, imediat vedem cele două stații care compun kitul. Așa cum se observă, stațiile sunt mai mici decât obișnuiau să fie la modele precedente. Pe laterale nu avem un sistem de ventilație, dar în schimb avem aici pe partea de sus. Avem și un LED care se va colora în funcție de starea funcționare a nodului respectiv, ca să știm dacă merge sau nu, dacă are conexiune la internet sau nu. Pe partea asta găsim două porturi Ethernet pentru conexiuni prin cablu, mufa de alimentare, iar aici pe fund avem mufa pentru resetarea nodului, pornirea și oprirea lui și detalii pentru conexiunea la rețeaua Wi-Fi. Bun, celălalt nod arată identic, are aceleași caracteristici și practic nu contează pe care dintre ele îl configurăm primul. După aceea mai găsim niște informații despre garanție, informații legale și alte chestiuni similare. Avem un disc cu niște documentație. Avem ghidul pentru configurarea rapidă în mai multe limbi. Din fericire și limba română este pe aici, nu doar engleza, germana și alte limbi mai populare. Găsim și un cablu Ethernet pentru conexiuni cu un calculator sau pentru configurare inițială. Așa, dacă desfacem cutia asta, avem aici alimentatorul pentru una dintre stații și în cutia cealaltă alimentatorul pentru cea de-a doua stație. Asta a fost tot. Mulțumesc pentru că te-ai uitat la acest clip și nu uita să citești recenzia noastră despre Linksys Velop pe digitalcitizen.ro. La revedere!